800.000 de companii în România depun bilanțul în fiecare an la Ministerul Finanțelor. Dintre cele 800.000 de companii, 30.000 au cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, doar 3.600 în medie au o profitabilitate mai mare de 1 milion de euro. Sunt foarte multe companii care au făcut niște vehicule speciale, astfel încât să nu depășească 1 milion de euro cifra de afaceri, și au împărțit activitatea pe mai multe companii din rațiuni de optimizare fiscală. Deocamdată, în România, dacă ai un angajat și ai o cifră de afaceri mai mică de 1 milion de euro, impozitul este de 1% pe cifra de afaceri. Dacă ai depășit 1 milion de euro venituri în anul respectiv, ajungi la un impozit de 16% pe profit. În acest caz, impozitul este mult mai mare. Și atunci sunt multe companii care aleg să se optimizeze fiscal și să nu depășească cifra de 1 milion de euro.